privire din acțiunea. Așa cum știți, urmă cu câteva luni s-a aprobat un schimb între Ministerul Economiei din Regiunea și Ministerul Economiei din România, schimbul comercial care presupune și dezvoltarea a 6 parcurile industriale în România, una din cele 6 locații în zilele astea și principiul desigur că au fost discuții foarte aminate de ce tip de investiții am putea să intervenționa pe piața în Craiova și care cred că aici la ce fabrici ar putea să fie aduse. Am avut anumite și eu știu cum trebuie să fie subvenția județean exact de acest lucru. E interesant să fie cum de la pute, despre care știu că Bucatul României și la trebuie să le implementeze și în Agraeva și atunci de ce nu s-a produce la Agraeva. De asemenea, am discutat despre faptul că de interesul de care a fost la Agraeva și nu vreau să stabilim deja un bine contact este prima dată să vin în Craiova, în Antol. Vă zic să lăsați la urmă, în Craiova, în Craiova, în Craiova, în Craiova, în Craiova. Cel mai mare scop al ISDMN în Craiova este de a participa la proiectul de construcție de locuințe din Craiova. Ce înseamnă că sunt o cuza de a face una, sunt o să am un intenție, care au fost o așteptă în emergență. Acest proiect de locuință este o construcție și un parteneriat între Banca Națională de Regulare a Minei, grupul Ingen, Mina, și Primăria Craiova. Cam să ai următorul sădanul și sădanul, care au fost în acest sădanul de Craiova, din sădanul pe sădanul de Craiova. Alineauna am avut o întâlnire și discuție prietenoasă și dureroasă cu domnul președinte, domnul prefect, doamna primar. O mențeau de și am avut mulți schimburi de informații reciproce. A nou, soaba împărțor, dar doare ținică că încep. Am discutat din pe posibilități și potențialul uriaș și de colaborare cu cele două părți. Vă zic, în soama lui Zimis, în cuvii, de lea, o eu vă dă ca vei zicea, Tungo, 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 Roma, Tungo, 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 și ambele părți se află convințele că în fundalul de prietenie relațiilor cino-române putem să consolidăm colaborarea strânsă și în domeniul civil și în domeniul local. Croioa,多认识和中国的合作有了很多有利的条件。Craiova și Necutor și aveți foarte multe condiții favorabile pentru a desfășura relații de colaborare cu China. Cred că este un maxim, deci este两国合作的第一个真正开工的一个项目。Și acest proiect de locuințe este primul proiect care se inaugurează și care se implementează în aceste de colaborare bilaterale cu noi. Vă rog, noi suntem cu toate companiile în acest proiect, 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 în acest sperăm să încurajăm la acest proiect de locuințe din Craiova să devină o platformă de colaborare care va atrage și mai multe companii chineze să vină la Craiova în Dolj, pentru investiție și colaborare. Craiova
准备建议的公益园区和中方合作。关于建设公益园区的这个事宜，中国的商务部还有罗马尼亚经济部正在积极的推进。Craiova este și în colaborare cu China pentru a înființa un parc industrial și pentru acest proiect, Ministerul Comerțului din China colaborează cu Ministerul Economiei Europene pentru a implementa și a stimula proiectul pentru parcul industrial. Am înțeles că sunt oameni care își vor lua Craiova și au niște ofere de condiții, au niște ofere de condiții, au niște Sperăm ca firmele chineze să folosească facilitățile și condițiile favorabile geografice din Craiova pentru investiții și economie. Ambasadorul Chinei, domnul Su Feicong, și ne-am bucurat să fim împreună cu domnia sa, așa cum în egală măsură am salutat întreaga delegație și în mod special pe doamna ambasador care a fost, care este prezent aici și sper să îi prezentăm în partea a doua zilei orașul, în așa fel încât să-și amintească de Craiova și să revină cu plăcere aici. Am abordat mai multe probleme, în mod special de natură economică, în sensul că le-am prezentat deschiderea autorităților române, dolgene, ale Craiovei, Guvernului României în ceea ce privește investițiile chineze și, de asemenea, modul în care suntem pregătiți să limite investitori în locuri speciale, în parcurile industriale, cu facilități deosebite, cu investiții din partea noastră în ceea ce privește utilitățile până la poarta sa și cu absența oricăror taxe și, de asemenea, să spunem că respectăm poporul chinez și că ne simțim foarte apropiați, dar considerăm că investițiile chineze în România sunt totuși foarte mici, schimburile comerciale undeva la 4,7 miliarde de dolari sunt foarte pentru această țară extraordinară și pentru această putere economică, financiară, politică, militară, este China. I-am prezentat, de asemenea, anumite avantaje în ceea ce privește o investiție chineză în componente fotovoltaice pentru adaptarea energiei solare, pentru vedere de sol, ce este județul cel mai insolit din România, 210 zile de soare și o fabrică chineză care ar produce aceste componente la Craiova a putea să le vândă nu numai în România, dar în toată Uniunea Europeană, având în vedere această problemă energetică, așa cum știm, care preocupă în prezent întreaga Europa și numai. De asemenea, am prezentat că de-a lungul timpului delegațiile chineze care au venit, în mod special delegațiile din provincia Guangdong, au dus la semnarea unui protocol pe care de câțiva ani zile reînnoim și ar fi trebuit să facem schimb de delegații, dar din păcate nu am reușit până în acest an, dar ne-am propus ca, în toamna acestui an, în luna octombrie, probabil cu o delegație din județul Dolj, să viziteze prietenii noștri din provincia Guangdong, în China. Așa cum vă spuneam, domnia sa face a doua vizită într-o provincie din România. A fost numit și și-a prezentat scrisurile de acreditare în luna ianuarie. Siguranță că vom face tot ce depinde de noi, în refer la mine, la doamna primar, la domnul prefect, să-și amintească de această vizită și să știe că a venit la prieteni și
și că suntem dispuși să-i primiți cu altă ocazie, așa că îi dorim încă o dată bun venit la Craiova.